Săptămâna aceasta am deschis ferestre într-o serie, miniserie intitulată Prețul Dorinței. S-au deschis ferestre, de fapt, pentru că panorama acestui adevăr este imensă. Știți că și Daniel deschidea ferestre, el lucra în Windows, așa cum ar zice cei tineri, el deschidea ferestrele spre Dumnezeu. Și astăzi vom deschide o nouă fereastră, dar așa cum ai spus, vinul cel bun, dar și cel imposibil fără Dumnezeu a fost păstrat la sfârșit. Spun aceasta pentru că dintre toate învățăturile cu privire la Dumnezeu, dintre toate aspectele credinței noastre, niciunul nu trece în dificultate pe acela care și în însemnătate, pe acela pe care noi o numim dragostea lui Dumnezeu. Cel mai tulburător lucru. Dumnezeu ar fi fost probabil urmat de miliarde și miliarde de oameni mai mult decât cei care sunt astăzi, dacă ar fi fost un ofițer, dacă ar fi dat porunci, dacă ar fi fost un dictator. Dar faptul că a spus Dumnezeu este iubire, a aruncat omenirea în fața unei alegeri, nu știu ce cuvânt aș putea să găsesc, dar este pur și simplu dincolo de tot ceea ce știm noi că ar fi abilitatea unui om, din cauza că opunem sau contrastăm lucrul acesta, dragostea lui Dumnezeu, cu ceea ce vedem pe stradă, cu ceea ce vedem în natură. Sfârșirile din natură sunt groaznice. Lucrurile care se petrec în stradă, în războaie și peste tot, și în mijlocul acestui infernal cor al răului, să putem asculta și înțelege învățătura despre dragostea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate scăpa din această dilemă pe care domnul Pleșor numi o dilemă veche. Asta e veche de când lumea și pământul, nu de acum. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem confruntați cu ea. Astfel că în această împrejurare vom constata că Dumnezeu nu este fariseu, el nu pune o povară peste sufletul nostru și el nu poartă povara aceasta, dimpotrivă. El e cel dintâi purtător al acestei povere, adică are și Dumnezeu dorinți până la urmă. Și dacă are o dorință, cât costă dorința lui Dumnezeu? Sigur că nu numai dorințele rele sunt plătite, ci și dorințele bune. Ele au un preț asupra lor și numai acela care este dispus să plătească prețul dorinței lui celei bune își va vedea dorința împlinită. Mergem împreună în câteva locuri, dar celelalte ferestele rămân deschise pentru noi să investigăm, locuri în care sunt exprimate nuanțe și aspecte ale dorinței lui Dumnezeu. Cel dintâi aspect, 2 Samuel 14:14, este acesta. Dumnezeu dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Aceasta e o dorință a lui Dumnezeu. Ca fugarul să nu rămână izgonit. Deși cultura, societatea, istoria, tradiția ne-a învățat că fugarul trebuie fugărit, Dumnezeu spune că are o altă dorință. Și pentru că aceasta e dorința lui, să știți că aceasta costă. Aceasta nu e o dorință ieftină. Cum spunea președintele, victoriile nu se obțin la preț redus, biruințele. O dorință de felul acesta nu este la preț redus. Păstrați lucrul acesta în mintea voastră, pentru că acest verset 14 din 2 Samuel începe cu o altă expresie. Dumnezeu nu ia viața. Chiar săptămâna aceasta am primit o corespondență în care mi-au fost adresate întrebări cu privire la moarte și la relația cu Dumnezeu. Și am spus din start, trebuie să lămurim acest lucru. Care e legătura lui Dumnezeu cu moartea? Păi moartea este plata păcatului, nu este plata lui Dumnezeu. Oh. Atunci, și bineînțeles, discuția a fost mult mai largă, corespondența a fost intensă, concluzia a fost, acum am înțeles și am spus, separă-L pe Dumnezeu de lucrul acesta.
Pentru că versetul acesta spune, Dumnezeu nu ia viața. Este, moartea este urmarea sau produsul a altceva. Acum, dacă mergem mai departe și încercăm să urmărim dorința lui Dumnezeu în diversele ei aspecte, constatăm că ea răspunde unei întrebări pe care ați adus-o voi de une zi aici, anume, care este denominațiunea sau credința cea adevărată sau singura credință sau expresie de felul acesta și eu am răspuns cu un fel de sofism sau cum m-a criticat cineva, zice, vorbești ca un gnostic. Și am spus că adevărata și singura credință adevărată este credința lui Isus. Și noi, ca oameni, suntem mai aproape sau mai departe de lucrul acesta după măsurăturile lui Dumnezeu, dar credința lui Isus. Apocalipsa 14, 12, aici sunt oamenii lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, dar au credința aceasta a lui Isus. Deci asta este, niciodată nu s-ar fi putut vorbi de ascultarea de Dumnezeu dacă lipsea credința lui Isus. Aceasta este primordială. Condiționează totul. Acum, ca să continuăm răspunsul la această întrebare și îl întrebăm pe Bunul Dumnezeu, Doamne, dar uite, noi suntem de tot felul de nuanțe, de culori aici. Cine dintre noi, care este cel mai mare? Știm de unde am luat întrebarea asta. Mergem în Ioan capitolul 4, versetul 23 și uite ce ne răspunde Bunul Dumnezeu. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați, deci există și închinători în fals, în falsitate, în neadevăr, adevărați închinători, se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. În Duh înseamnă în Duhul Sfânt, El mă va călăuzi în tot adevărul, în adevăr înseamnă Isus. Eu sunt adevărul. Acestea sunt cele două repere capitale, totale, fundamentale ale adevăratei închinări. Și partea ultima a acestui verset, 23, fiindcă astfel de închinători dorește, e o dorință aceasta lui Dumnezeu, este o altă nuanță a dorinței lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să fie un om după dorința lui Dumnezeu, atunci el trebuie să citească bine acest lucru. Doamne, vreau să fiu un închinător adevărat și vreau să fiu un închinător potrivit dorinței lui Dumnezeu. Sunt aici datorită acestei dorinți a ta. Și închinarea aceasta are aceste două dimensiuni, Duhul Sfânt și adevărul așa cum este El în Hristos. Când ne uităm în jurul nostru, ne întrebăm, Doamne, dar vreo dorință cu privire la lumea care ne înconjoară, fără îndoială că ai. Cei mai mulți oameni s-au baricadat în interiorul denominațiunii lor sau al ideologiei lor spirituale, să zicem, și nu acordă niciun fel de atenție. Chiar se și bucură când au de evenimente tragice, groaznice, cum este cu tremurul acesta cumplit, care încă este ceva de neimaginat. De ce suferință grozavă între lumea din care facem și noi parte, sudul Turciei și nordul Siriei, aceasta fiind acută, vreau să spun, pentru că pământul sângerează în multe părți. Și așa cum spuneam, oameni și denominațiuni și-au exclus ideea aceasta, ei se ocupă doar de ei înșiși. Pe când aici găsim o nuanță a dorinței lui Dumnezeu cu privire la oamenii care sunt în jurul nostru, pe care uneori noi i-am exclus din cercul nostru sau ne-am exclus din cercul lor. Iată dorința lui Dumnezeu. 2 Petru 3 cu 9. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ar fi greu să disting între dorința mea de pieirea unui nume infam din lumea aceasta și dorința mea pentru pocăința acestei ființe. Chiar poate că nu și-a dori omul suflet să audă că s-ar fi pocăit un astfel de om. De altfel, mărturiile criminalilor naziști de la Nuremberg cu privire la pocăința lor au strânit multă revoltă în lume. Oamenii n-au putut să asocieze niciodată
crima împotriva umanității cu pocăința. Oh, nu, nu, nu. Și într-adevăr nu trebuie nimeni condamnat pentru limita aceasta. Toți suntem indignați la un moment dat peste măsură de mult. Și totuși Dumnezeu nu cade pradă indignării noastre, ci dorește ca niciunul să nu plece. Niciunul? Nici cu tare, nici cu... Niciunul, dacă este niciunul. Absolut, niciunul. El întreabă, doresc eu moartea păcătosului? Noi dorim, dar doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul. Domnul nu are legătură nici prin dorință cu moartea. Ea este produsul păcatului. Scrie mai departe cuvântul, nu doresc eu mai degrabă. Suntem în Ezechiel 18, 23. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Noi avem momente în care așteptăm pedeapsa lui Dumnezeu să cadă și plăgile, dacă se poate, și toate odată și toate peste unul. Avem noi tot felul de lucruri. Există înjurături în românește care te înspăimântă. Ce și-ar putea dori cineva în suflet într-un astfel de moment? No, versetul 32 spune, eu nu doresc moartea celui ce moare. Cel ce moare nu moare pentru că eu am dorit așa ceva. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și observăm cântecul de jale al lui Dumnezeu cu ocazia căderii lui Lucifer, cum ai căzut? Cum ai căzut? Tu erai așa de... Cum ai căzut? Și dacă observăm, se numește cântec de jale. Un cântec de jale. Dacă ne dăm seama că Dumnezeu a jelit pe acesta, cât mai mult victimele lui care sunt în jurul nostru. Eu nu doresc moartea celui ce moare. Zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Și are această tulburătoare întrebare. Pentru ce vreți să muriți? Adică a muri e legat de a vrea. Și acest a vrea este legat de a primi sau a respinge oferta lui Dumnezeu, oferta vieții care ne este nouă dată. Totuși, mi-a scris cineva de une zi și m-am bucurat foarte mult. Eu mă bucur foarte mult de întrebările acestea, că mă aruncă în cercetări și în descoperiri și în haruri de care n-aș fi avut parte. Dacă nu mă întreba cineva, trebuie să mă duc să găsesc un răspuns. Și îmi dau seama că nu întâmplător Dumnezeu a îngăduit această întrebare să-mi fie adus în față, că El vrea să mă învețe ceva pe mine întâi și întâi. Mi-a primit cineva textele din Isaia. Bine, vorbiți de dorința lui Dumnezeu, că ne vrea binele, că Dumnezeu este iubire, că așa mai departe. Ne-ați spus că Dumnezeu nu dorește moartea nimănui. El dorește ca toți să vină la pocăință. Dar uite ce scrie aici. Isaia 45, versetul 7. Eu fac lumina și eu fac întunericul. Eu dau propășirea și eu aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Și cineva mi-a spus, de ce încerci să-L predai pe Dumnezeu? Nu vezi că El este Cel care face aceste lucruri? Eu vreau această idee în capitolul 5, versetul 18. El face rana și tot El o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Păi dacă tămăduiește, m-a întrebat Domnul acesta, de ce mai rănește, frate? Dacă mă scapă, de ce mă lasă să cad? Dacă mă ridică, de ce mă lasă să cad? Dragii mei, aș dori să luăm în carnetul nostru de notițe o mică expresie. Întunericul sau răul ca atare nu există. Ele sunt expresia unei absențe. Și anume, absența luminii naște întuneric. Întunericul nu există ca substanță, dar absența luminii naște întuneric. Vibrația fotonilor și așa mai departe. Aceasta e plusă de absența luminii. Acum, prezența lui Dumnezeu înseamnă ce știm cu toții. Dar prezența lui Dumnezeu nu ne este impusă în viața noastră, ci ne este propusă, ne este oferită și nu cu un preț mic. Dumnezeu dorește lucrul acesta, dar Dumnezeu nu impune lucrul acesta.
Astfel că eu fac lumina și eu fac întunericul, eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, sunt legate de prezența sau de absența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu nu este legată de Dumnezeu, ci este legată de noi ca oameni care i-am spus pleacă de la noi. Cei din Gadara i-au spus pleacă de la noi. Deci acest lucru aduce după sine întunericul. Absența luminii, refuzul luminii, respingerea, lepădarea luminii, ignorarea luminii. Le găsim toate acestea în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, în care ni se spune că lumina luminează pe orice om venind în lume, fără niciun fel de discurs, orice om este luminat? Nu. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, toți oamenii sunt? Nu. Ce e la mijloc? La mijloc este voința pe care noi o activăm potrivit dorințelor noastre. Când a venit lumina, spunea Mântuitorul în Evanghelia după capitolul 1, când a venit lumina, unii oameni n-au primit-o. De ce? Pentru că aveau o agendă. Ei trăiau în păcate, cărora își dedicaseră definitiv și irreversibil viața și vreau să rămână în ele. El a venit și le-a propus eliberarea. Ați văzut că nu toți cei care au fost eliberați din Egipt au fost fericiți cu eliberarea. Unii dintre ei s-au răzgândit și au zis, era mult mai bine să nu fim eliberați din păcatul Egiptului. O duceam bine, așa au spus ei. Iubiții mei, în concluzie, în spatele primirii luminii și binelui și în spatele venirii domniei întunericului și arului în sufletul și viața noastră, stă un act de dorință, stă un act de voință, un act de deliberată alegere, pentru că toate aceste lucruri se petrec în lumina cunoștinței pe care Dumnezeu a pus-o deja în conștiința fiecărui om. Cum adică el face rana și tot el o vindecă? Păi asta fac ginerii mei. Am doi gineri care chiar asta fac. Unul dintre ei și celălalt taie, face o rană și apoi la sfârșit, după 8 ore sau mai mult, îl vezi cum coase rana pe care a făcut-o. Unul care s-a coborât din copac, dacă ar asista la așa ceva, ar zice, dom'le, omul ăsta ori e nebun, ori e sadic. Adică, de ce a tăiat omul ăsta? Uite, a tăiat omul ăsta și acum îl coase înapoi. Ori este nebun, ori e sadic. Nu, doctorul nu face lucrul acesta, este clar nouă tuturor, din vreunul din aceste motive. Ci el face rana ca să vindece. El leagă rana pentru că a vindecat. Lucrul acesta nu e legat de cel ce face rana, ci de cel ce are nevoie de această rană. Sunt eu acesta. Am trebuință. Și dacă tu, Doamne, Dumnezeu meu, vezi că merg pe o cale rea, trezește-mă prin rana aceasta, de vreun fel sau altul. Jurământul, acest cuvânt al lui Dumnezeu prin care el își declară intenția lui și dorința lui, nu este o expresie așa întreagă pe trotuar, ci este ceva pus sub cel mai înalt jurământ. Versetul 11, Ezechiel 33. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu vreau ca omul să trăiască. Întoarceți-vă, deci de două ori, de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi? Aș vrea să încheiem meditația noastră cu o expresie plină de încărcătură pe care o găsim în Cartea Apocalipsei. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o clasă de oameni care urmează pe miel oriunde merge el. Și noi îl urmăm câte o zi pe săptămână la biserică sau îl urmăm în timpul zilei într-o împrejurare, în alta nu îl urmăm, într-un loc îl urmăm, în altul nu, dar suntem chemați acum din această viață să-l urmăm oriunde merge el. Dar e groaznic, e înspăimântător, este, cum mi-a spus cineva, zice, m-am predat, dar nu cu totul, am lăsat pe unde s-am să fug înapoi în caz că poți să știi, cine știe, ce este pe drum în viață. Nu, zic că podul trebuie dărâmat între viața la care ne cheamă Dumnezeu și viața noastră de altă dată, cum numea Pavel în Galateni, știți viața mea de altă dată.
El ne cheamă la aceasta și ne cheamă la această viață definită aici prin cuvintele El, ei, acești oameni, urmează pe El oriunde merge El. Am menționat cartea lui Anthony Flew numită There is God. A ajuns la concluzia acest mare om gânditor, mare om de știință, un om înțelept, cu o înțelepciune neobișnuită prea despre între noi pământenii. Și am arătat că el s-a lăsat călăuzit de principiul lui Aristotel de a merge oriunde te conduce adevărul. Dragii mei, e frumos, e nobil, dar este sortit căderii și pieirii acest principiu. Din ce cauză? Adevărul nu poate fi scutit de subiectivul din noi. Și așa că spune că mă las călăuzit de adevăr, atrage o altă întrebare. Ce este adevărul, vorba lui Pilat? Ce este adevărul acesta? Când poți să spui? De aceea, adevărul nu este o formulă sau o formulare sau o concluzie noastră sau un verdict al nostru, spunând acesta este adevărul, ci adevărul este acela care a spus eu sunt adevărul. La ce lucru se referă textul din Apocalipsă când spune ei îl urmează pe el, adevărul viu, oriunde merge el. Acum, dragii mei, aș dori ca versetul 15 din Efeseni 4 să fie un fel de rugăciune a sufletului nostru către Dumnezeu. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem nu undeva, ci la cineva. Să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Credincioși adevărului. El este adevărul. El este calea, El este viața și de aceasta și de El să ne facă parte Dumnezeu. Amin.